Hello, ce faceți? Vă salut de la Căpec. Ziua 1, jumătate de zi a trecut deja și am învățat super multe. Ce puteți să vedeți la mine pe blog? Tă, Sabina Cornovac, un gros, știm toți, da? Deci nu e nimeni care nu știe cum e blogul meu. Bine, puteți să vedeți acolo un live blogging, am scris tot pentru voi special. Aștept feedback în comentarii. Și m-am gândit să vă spun cele mai importante idei pe care le-am reținut din panelul de content, pentru că pentru el am venit și l-a susținut chiar Jeff, care este pe locul întâi în lume în content marketing. Hai să vedem. Mi-a plăcut foarte mult ideea că content marketing este format din două cuvinte. Ce să vezi? Sincer, nici eu nu m-am gândit niciodată la asta, chiar dacă e super logic. Nu e suficient să faci content de super calitate și apoi să te plângi că nu-l vede nimeni, că nu e vizualizat, că videoul tău n-a devenit viral deodată, că articolul respectiv nu are 1000 de share-uri pe Facebook și eventual să dai afară persoana care se ocupă, pentru că nu e bun de nimic. Hey, este content marketing. You have to do the second part. Trebuie să faci și marketing, ceea ce înseamnă că ai investit enorm în realizarea acelui video sau acelui content, trebuie să investești măcar jumătate, măcar un sfert, măcar ceva în promovarea lui. E foarte important. Producere și distribuire a acelui conținut, nu? Să nu uităm asta. Apoi un alt lucru foarte interesant este you gotta unlearn in order to learn. Mi-a plăcut foarte mult. Pentru că uneori trebuie să și uităm, uneori trebuie să acceptăm că lumea e diferită, comunitatea este diferită. Social media din România față de social media din Statele Unite sunt foarte diferite și eu a trebuit să învăț super multe lucruri. Și să înțeleg că atunci când mă adresez unor bătrâni, de exemplu, din state, nu mai vorbesc la fel ca cu tinerii din România. Un alt lucru foarte interesant este partea că contentul este un joc pe care trebuie să-l jucăm bailando toată viața. Nu se oprește niciodată, serios acum. Îl faci odată, îl promovezi, îl mai faci încă o dată, devine evergreen content. Un articol de blog, v-ați gândit vreodată că poate să devină și un book, poate să devină un e-book, poate să devină o carte, poate să devină un video, poate să devină orice, pur și simplu. Evergreen content e foarte important. Pentru mai multe detalii, vă rog să intrați pe blogul meu. Promit să fac live blogging și astăzi toată ziua și mâine toată ziua. Comentarii, feedback la mine pe YouTube, pe Facebook, pe Instagram, oriunde vreți voi. Bye și ne vedem mâine!